Bună, prieteni! Astăzi vom face ceva mai special pentru că e 1 martie. Dar ne-am gândit să gustăm dulciuri din Turcia. Era să zic China, pentru că tatăl nostru a fost în China, nu vrem să ne lăudăm sau ceva. Da. Și să știți, am făcut și partea 1, dar o vom face și pe a doua. Da, aceasta este partea 1, pentru că nu pot face videoclipuri mai lungi de 15 minute, pentru că nu mă lasă să le postez YouTube-ul și... Și apropo, uitați, mi-am schimbat și ochelarii. În laterare are clipici care arată foarte bine. Ok, deci haideți să începem cu primul dulce. Este această vată, da, cum ar veni. Noi în Vâlcea avem vată pe băz, dar aceasta... E mult mai specială. Da, zici că sunt fire de ață. Da. A, să știți că există și de ciocolată. Da, există și de ciocolată. Da. Deci, haideți să-l deschidem. Așa arată bine într-o cutiuță pentru, da, să nu se... Deșire. Să nu se rupă, pentru că uitați, da, cât de fragile e. Cred că trebuie să mâncăm deasupra acestei caserole. Și așa să vrem. E bună. Ok, okay. Deci să trecem la următorul dulce. Avem această cred că este ciocolată. Știți că nu prea înțelegem, nu, pentru că e turcă. E turcă, da. Dar să știți că acesta murdărește foarte rău, așa că... Da, eu mi-am dat pe pantalon, deci sunt praf, sunt albi acum, erau negri. Wow, chiar că... Deci, vă vom lăsa prețul undeva aici jos, nu știu exact unde. Dacă mai găsim bonus și în plus, trebuie să vedem cât a costat fiecare, pentru că scrie în turcească și nu știm, deci va fi destul Dar de dificil. Nu vă promitem că îl vom scrie. Deci, da, deci haideți să-l desfacem, desfă-l tu. Apropo, uitați, aveți... Desfă-l tu aici, că nu prea pot eu bine de la astea. Am un cuplu și nu prea pot. Ok, deci, oh my god, arată ca pietrici. Wow, mama mia. Ok, deci arată ca niște pietricele. Nu știu cum să fac să vi le arăt. Da-le așa. Uitați. Deci, o să consuna. Sper să nu fie pietre. Nu, e bună. Asta care am luat eu are gust de ciocolată, e bună. Am luat una virge. Zici că sunt M&M's, doar că cu alt gust. Uitați, una albă. Mie mi se pare că au și o stafidă în ea. Puțin gust de stafidă. Nu au. Eu voi cu sapea snacker, vrei negru? Mai sunt și așa. Nu aș mâna verde. Mai sunt și maro. Și verde. Alb. Verde. Și negru. Dar sunt gușoană. Demențiale de bune. Nu am ce să zic. Le dau nota 10 din 10. Cred că scrie și ceva pe ele. Da. Nu scrie. Are... Ok, deci... Haideți să trecem la următoarele. Care le vrei, Clara? Stați o clipă să le bag. Deci, uitați, dacă mergeți vreodată în Turcia și vreți să vă cumpărați, uitați, așa arată. Eu vă recomand. Da. Sunt foarte bune, deci... Chiar foarte bune. Mi-aș mai lua, da? Ok, următorul dulce pe care o să-l gustăm sunt aceste bombonele, cred. Arată... Îmi place cutiuța, dar nu știu dacă îmi va place și gustul. E bine, nu prea. Era ceva aici, doar că a tras carina de el și s-a rupt, cred că era ceva, stai să văd dacă pot să-l desfac, adică... Da. Ok, deci, stai o clipă, l-am rupt. Sper să nu fie cu safide, că... Ok, deci, uitați, așa arată înăuntru. Sunt cam puține, mă gândeam că sunt mai multe. Uitați, așa, sunt mari. Uitați ce mari sunt. Au ciocolată și biscuite. Biscuite și ciocolată. Uitați ce arată înăuntru. Eu dau nota 10 din 10. Înăuntru sunt cu biscuit și sunt cu ciocolată pe apă. Chiar foarte bune. Chiar vă recomand. Da. Așa arată. Da, mi se pare cam puține într-un set mai azi. Ok, acum alege tu. Ce vreau eu de aici? Acesta. Îl vreau pe acesta. Acestea arată... E tot cu pietre. Dă-le, așa le zic. Uitați, așa arată, ca să le vedeți tot mai... Deci, efectiv, uitați, așa arată pietricele. Adică nu sunt pietricele.
Așa zice. Haideți să le desfacem. Gata. Mama. A, sunt destul de greu de desfăcut. Văd, de la pungi și balele. Și uitați, are din aceea care se apasă pe ea și se închide pentru... Ca să nu intre aerul. Da, probabil noi o să le băgăm pe acestea. Dacă au același gust. Da. Dacă arată identic. Probabil acestea sunt la pungă mai mare sau ceva. Sau mai multe. Okay, cred că nu pot să le desfac. Deci, cred că poți. Dă-mi e cam un bine mai mult. Gata, deci într-un final am reușit să le desfac cu pixul. A trebuit să bag pixul pe aici. Deci, uitați, aici sunt mai multe. Da, da, dar... Mie da, să nu se verse. Ok, okay. Ia și tu. Eu vreau pe verde. Uitați, aici e un verde mai deschis, cum văd. Da, eu o să iau pe aceasta. Chiar arăt ca pietricelele. Asta mi se pare că toate au ciocolată. Asta nu mi se pare bun. Mă iau pe aceasta. Asta are un gri. Da, nu o să gust una negră. Eu am gustat, e bună. Cred că cea neagră e cea mai bună. Da, da. Acum va alege Clara. Ok, deci după cum puteți vedea, mai avem unele așa identice. Cred că sunt la fel. Sau nu, poate sunt mărimea mică. Cred că sunt exact la fel. Pe acestea nu mai are rost să le desfacem pentru că sunt la fel. Da, dar haideți să trecem la următorul lucru. Da. Nu. O să iau aceste ouă Kinder Surprise. Acestea se găsesc și la noi, da. Dar să încercăm poate. Se găsesc și la metro? Da, vă zic. Se găsesc peste tot, da, adică. Sunt trei în pachet. Ok, se desface. Și o desfaci tu pe ultima? Nu, mama mi-a căzut direct și s-a dat, uite, corect în jos. Ok, eu de-abia ce pot să-mi-l desfac. Pe bun. Mama, okay, e deja făcută! Ok, haideți să vedem ce am eu. Ca jucărie. Oricum, nu-mi trebuie, dar... Păi, e ușor de făcut aceasta, dar... Ce să zic? Am această bufniță sau ciofia asta. Eu mai mâncam puțin de ciocolată ca să e bună. E o bufniță. Ok, deci această ciocărie, habar n-am ciofi, dar haideți să gustăm și din nou. E la fel ca al nostru? Da. Gustos. Acum mai vreau. Trebuie să mă ridicăm mai bine. Ok, l-am lic pe acesta. Mi se pare că se găsesc și în Vâlcea, dar au mai pus ceva, cum se vede mai. Nu se găsesc și în Vâlcea. Ah, nu, am văzut eu ghimă. Haide, doar te sfără. Nu le faci tu. Ok. Mă, ce ușor la desfăcut. Ok, o să îi rup eu o bucățică. Ia de la mine, poate. Nu, lasă. Eu iau atât, poate nu-mi place și. Și eu am luat o bucățică așa. Uitați, așa arată. Oh. E bună. Vreau n-am ce să zic. Gustoasă. E foarte bună. Și e și foarte gustoasă. Are un fel de nucă de cocos, alune și caramel. Dar cocosul ăla e foarte pufos. Da. Chiar mai să trecem la următor. Care n-am? Cred că o să iau aceste batoane. Cu căpșuni. Da, hai să gustăm. Eu n-am mai gustat din acestea. Hai să vedem. Sper să-mi placă și acestea de căpșuni. Dacă aș fi putea să le desfac așa mult mai bine. Da. Oh my god, deja sunt 9 minute de când facem videoul. Nu e prea mult. Haide. Voi la una. Oh my god. Uitați cât de cute arată. Sunt, vine așa, stai. Deci vine așa, într-o cutie. Eu cream că vor fi așa mari. Ok, deci haideți să... Nu pot să iau. Dar așa nu pot să iau. Ia, haideți, uitați. Nici măcar că în mâna mea nu sunt. Uitați, așa arată. Și miroase foarte bine. Sunt bune.
Da, dar ce să zic, dar bun. Ok, un metod de lucru. Eu la regeam. Așa. Eu le fac. Tu din acele serie, după cum puteți vedea, doar că sunt de ciocolată. Arată aici că pot să desfac de... Stai, lasă-mă. Ar fi bine dacă aș lăsa să-l desfac. Nu știu, dar mi se pare mie sau dulciurile din alte orașe, din alte țări, sunt mai bune decât de la noi. Ok, deci vin la fel. La fel. Doar că sunt de ciocolată atâta tot. Și ciocolată cu lapte, pardon. Sunt mult mai bine cu ciocolată decât căpțuri. Normal. Ok, deci aceasta este partea întâi și vom mai avea un dulce, pentru că nu putem posta. Da. Bravo. Da. Ultima. Ultimul dulce, adică mai avem pe masă, dar... Să nu lungim prea mult, din acest avem o surpriză. Ok. Nu mă mir cum va fi acest gust. Acesta este cu alune. Ah, sunt cu alune, nici nu l-am văzut. Că de-asta e cu miere sau cu nu știu ce. Ok, deci l-am desfăcut. Haideți să vedem cum arată. Wow, arată ca cele de ciocolată, uitați. Da. Doar că sunt puțin mai deschise, atâta tot. Da-s așa, sunt ca toate. Nu-mi prea plac. Sunt cele mai bune, până și căpșunile sunt mai bune decât astea. Deci, și locul 1 au fost doamne, ciocolata, după căpșunile și după aceste colone. Nu zicem că nu ne-a plăcut, dar noi nu prea mai mâncăm, nu prea mai am mai mâncat de mult familie. Da. Ok, acum... Cel mai mult din deci cam atât în acest video. Sper că v-a plăcut, nu uitați să dați un like, subscribe, share, să vă abonați și tot ce mai vreți voi să scrieți în comentarii ce fel de videoclipuri ați mai vrea să facem. Și cam atât, ne revedem data viitoare. Pa!